Bună ziua, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Hristos a înviat! Suntem în casele dumneavoastră sâmbătă, la orele 13.35, așa cum poate că am reușit să vă obișnuim de atâta timp. Da, mai ales de săptămâna trecută, că în urmă cu două săptămâni era cu totul altă oră sau nu existam. Ce cârcotaș! Da, doamnilor și domnilor, TVR2, 13.35, emisiunea, atenție! Da, o, da, se da. Cântă cu foarte multă lume în platou astăzi. O secundă! Trebuie neapărat să subliniem faptul că de fiecare dată când am avut o mare sărbătoare a creștinătății, i-am avut parteneri, i-am avut artiști excepționali, i-am avut prieteni și i-am invitat totdeauna cu mare dragoste și respect. E vorba despre corala Danielescu din Ploiești, condusă de maestru Valentin Gruescu. Așa că vă rugăm. Hristos a înviat cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viața dăruie. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viața dăruie. Viața dăruie. Hristos a nescrie necrom, Thanatos, Thanatos, Matisas, 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 Genis, Genis, Nimas, Zoli, Haris, Amenos, Zoli, Haris, Amenos, și lumea-ntreaga mângâiat, adevărat a înviat. Și dacă El n-ar fi venit, Hristos a înviat, Hristos a înviat, nici lumea n-ar fi mântuit, adevărat a înviat. Hristos a înviat, Hristos a înviat, când vrei să fie lăudat, adevărat a înviat. Hristos a înviat. Vreau și eu un microfon, vreau să vorbesc cu maestru Gruescu. Mulțumesc foarte mult. Maestre, cum se face că, vă rog să luați microfonul, cum se face că un colectiv atât de solicitat și un colectiv atât de valoros răspunde cu promptitudine invitației noastre? Cum de se face asta? Vă pun într-o situație delicată. Nu cred că este delicată decât în măsura în care n-ar fi răspuns cu promptitudine invitației dumneavoastră. Da. Ne onorează foarte mult. Și așa cum a spus dumneavoastră la începutul emisiunii, atunci când este o sărbătoare frumoasă a creștinătății,
iată-ne și pe noi aici. Am impresia că începem să facem, cum ne place să spunem deseori, o familie frumoasă. Și dacă și noi facem parte din această familie mare și frumoasă, pe care dumneavoastră ați reușit să o faceți cu ocazia atâtor emisiuni minunate de sâmbătă, atenție, se cântă, și dacă și noi suntem printre cei care merită încrederea dumneavoastră, ne străduim să nu respectul nostru niciodată. Da. Vreau să vă spun ceva, maestre. Eu am făcut un demers într-un anumit, spre anumite foruri și cred că am găsit o exprimare foarte potrivită pentru intențiile noastre. Noi încercăm să îmbrăcăm cultura într-un veșmânt de divertisment. Este mult mai ușor de digerat. Cultura înveșmântată în divertisment e mai eficientă. Și atunci, dacă noi avem divertismentul, am profitat să invităm cultura aici. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim foarte mulțumim. Mult! Alexandra! Un gen care nu mi se pare că face absolut notă discordantă cu ce spuneați mai devreme și cu divertismentul, ci din potrivă. Cred că vine să... să rotunjească. Exact, să... Da. Am foarte, foarte frumos. Da, sigur că e foarte frumos. Pentru că este cântat impecabil, este cântat sensibil. Ți-a plăcut anumea? Da. Da.